Care e atmosfera? Dan Petrescu e foarte supărat pentru tragerea la sorți din UEFA. Da, putem spune că am avut ghinion la tragerea la sorți, dar până la urmă și, să zic așa, în campania trecută am întâlnit adversari extrem, extrem de dificili și puternici, da. Și am reușit să ne mobilizăm, să-i depășim. Din punctul tău de vedere, cât de mare este handicapul că veți juca pe teren sintetic? Acum n-aș putea să spun exact cât de mare este, dar e clar că suntem defavorizați pentru că noi nu jucăm pe un asemenea teren și mai mult decât atât e și în deplasare. Deci lucrurile se complică. Da. Marius, dar spune-ne, să înțelegem și noi, pentru oamenii care n-au jucat fotbal la nivel profesionist, de ce e diferența atât de mare? De ce fug toți fotbaliștii de terenuri acestea sintetice? Ce se întâmplă pe ele? Aveți în emisiune pe domnul Țicdeanu care poate să vă spună... Păi cred că și tu poți să ne spui, că și tu ai jucat fotbal. Da, nu, e clar că sunt două lucruri diferite. Da. În moment ce o suprafață este dură, nu ai aceeași aderență ca și pe un teren normal. Altfel se fac, eu știu, plecările, demarcările, frânările, întoarcerile. Da, circulația balonului este una total diferită față de un specifică teren normal. Și de ce ne îngrijorează pe noi mai mult este faptul că, din informațiile noastre, suprafața este una proastă, adică este un sintetic de o calitate slabă. Pentru că există și suprafețe sintetice care au, totuși, eu știu, ultimele norme în domeniu. Hibridul ăla, parcă, și cu iarbă naturală și cu... Da. Da, sunt foarte multe suprafețe. Deci, e, din punctul meu de vedere, e un teren păcătos pentru fotbaliști. Da. Voi aveți, la baza voastră pregătire, aveți și teren sintetic unde puteți să vă acomodați cât de cât? Avem, dar nu... Nu e același lucru. Nu vom putea face... Vă dați seama că noi jucăm în campionat până atunci, trebuie să ne pregătim pentru meciurile din campionat, iar pentru acea partidă sunt, eu știu, 4 zile de a pregăti. Da. Iar suprafețele sunt diferite. Pus că acolo e altă clima, nu știm ce vom întâlni, de fapt, acolo. Fotbaliștii cum sunt? Pentru că vorbeam și cu domnul Țicleanu, s-a văzut faptul că n-a existat perioadă de pregătire, Djokovic a venit după COVID, n-a fost la aceeași intensitate. Din punctul vostru de vedere, cât de mult suferă din punct de vedere fizic jucătorii și în cât timp puteți să-i aduceți la 100%? E o perioadă nemai întâlnită. Da. Nici nu știu dacă pot să preconizez așa sau să estimez un moment în care jucătorii vor reuși să atingă forma cu care poate să se ridice la nivelul lor optim de joc. Da. Pentru că au fost momente. Pandemia, ne-am antrenat separat, ne-am antrenat în grupuri, după care a început campionatul, urmând acea perioadă extrem de dificilă pentru noi, în care am avut acele cazuri în echipă, iarăși am întrerupt, o mare parte din jucători nu au putut să se antreneze. Da. Și vă dați seama că am avut numai urcușuri și coborușuri pe această parte. Da. Golovka cum se mai simte după ratarea loviturii de pedeapsă? Și-a revenit cu moralul? Cum e? Ai vorbit cu el? Nu, n-am vorbit, dar nu cred că e, să zic, cel mai bine să spun eu cum se simte, pentru că el e în măsură și probabil cu prima ocazie vă va explica exact ce simte. L-am văzut afectat, era firesc să fie așa, dar până la urmă au fost și alți fotbaliști care au ratat penaltii și au trecut peste. Bucuria, sau mă rog, nu e vorba de bucurie, șansa este că avem următorul meci și trebuie să ne gândim la ce va fi în continuare. Cât de mult a cântărit egalul cu Sepsi, având în vedere că FCSB, Craiova și Botoșani au 2 victorii din 2 meciuri, voi aveți o victorie și un egal. Deci primul pas greșit, practic. Sunt doar 2 etape. Eu nu m-aș grăbi să trag concluzii sau să analizez prea mult. Da. Îmbucurător a fost faptul că, să zic așa, Sepsi nu și-a creat nicio ocazie de a marca. N-am avut
probleme cu ei acasă. Neșansa a fost să nu marcăm. Da. Dar până la urmă nici nu cred că pot să le, exact ce a spus și Dan Petrescu, nu pot să le reproșesc ceva. Am căutat, am pus presiune, am adus mingea în fața porții, ne-am creat ocazii. N-a intrat, se întâmplă și asemenea partide. Da.